numele Domnului Iisus, deschidem acest serviciu divin cu imnul 184. Tatăl nostru, care ești în ceruri, dar și aici prezent și pretutindeni, în numele Domnului Iisus stăm înaintea ta și îți mulțumim pentru sacrificiul infinit făcut pentru salvarea noastră. Îți mulțumim că ai un plan pentru fiecare din noi, cei prezenți aici, ca și pentru lumea întreagă. Te rugăm, binecuvintează pe servul tău, ca prin Duhul tău cel Sfânt, să ne dea solia de care avem nevoie, iar noi, sub conducerea Duhului Tău, să putem înțelege, primi și trăi spre slava Ta, spre salvarea noastră și a celor din jurul nostru. Îl mulțumim pentru răbdarea Ta cu noi, pentru această ocazie. Ajută-ne, te rugăm, să ne-o pierdem, pentru care îți mulțumim, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.
Pacea Domnului tuturor celor ce în dimineața aceasta s-au adunat aici pentru cuvânt, pentru ca să se hrănească, pentru ca să mai prindă puteri. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Voi începe cu o problemă, o problemă care este generală. Și apoi vom intra cumva în subiectul nostru. Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, spune Domnul Iisus Hristos aici, omului și cui? Și șarpelui. Și spune mai departe, aceasta îți va zdrobi capul. Punct. Ce trebuia să înțeleagă Adam aici? Aceasta îți va zdrobi capul. Ajutați-mă. Imaginați-vă că sunteți acolo și că auziți cuvintele acestea. Și că Domnul se adresează șarpelui care a fost, până la urmă, manipulatorul de situație și spune femeia, sămânța ei, Eva, îți va zdrobi capul. Scurt, ce trebuia să înțeleagă? Ar fi trebuit să înțeleagă, sigur că da, așa cum spuneți, că biruința va fi de partea lui Dumnezeu, că șarpele va fi zdrobit de tot, că puterea aceasta care a adus atâta nenorocire și atâta otravă la nivelul istoriei noastre va fi într-o zi anihilată. Întrebarea este, sau întrebarea mea pentru mine este, cât timp credeți dumneavoastră că va ține minte Eva, Cain, generație după ei, cât timp vor ține minte lucrul acesta? Trăiesc într-o lume în care peste tot unde se uită în stânga și în dreapta, realitatea este alta. Vă rog să vă gândiți, cine a biruit între Cain și Abel? Cain. Era Cain simbolul binelui? Nu. Deci a biruit cine? Răul. Din a doua generație, cum s-a arătat limpede că răul este puternic, este violent și este agresiv. Iar binele rare ori are șansă să facă față. Corect? Din nou, aceeași întrebare. Cât timp va rămâne în mintea omului că binele va birui? Cât timp? Cât timp îi dați ca până la urmă să se șteargă tot, complet din mintea lui? Cât timp? Haideți! Am răsfoit paginile Scripturii, care sunt pagini de istorie, și nu departe, la capitolul 6, deja găsiți clar, spunând sau spus, din mintea omului s-a pierdut tot ceea ce era legat de bine. Și spune, toate gândurile lui erau copleșite, erau dominate de ideea că răul câștigă. Toate erau dominate de ideea că răul câștigă. Ce se întâmplă atunci când omul are în mintea lui gândul că răul câștigă? Ce se întâmplă? Descurajare, îmi spune fratele Cornel, ce se mai întâmplă? Capitolul 6 începe cu următorul titlu, stricăciunea oamenilor. Ce se întâmplă? Omul se strică.
meu gând care încerc să-l învăț de aici este faptul că contează enorm cum gândim. Contează enorm viziunea pe care o avem în mintea noastră în legătură cu cine câștigă în această bătălie teribilă între bine și rău, între viață și moarte, între adevăr și minciună, între biserică, rămășiță și lumea cealaltă care diluează cuvântul lui Dumnezeu. Cine câștigă? Dacă avem perspectiva că răul câștigă, atunci rezultatul imediat este stricarea puterii de rezistență. Omul nu mai are putere să reziste. Întrebarea, prima întrebare din dimineața aceasta este, cum gândești? În viața ta, ce câștigă, binele sau răul? Ce e mai tare, binele sau răul? Și aș vrea să știm că dacă avem impresia că răul e mai tare, atunci să fie limpede, suntem pe un teren extrem de periculos. Terenul acela care ne va conduce la situația să abandonăm, să pierdem puterea de a ne împotrivi stricăciunii sau deteriorării. Există la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu care spune să biruiți răul prin bine. Păi dacă binele e slab și n-are putere, cum să faci față răului? Prin ce șansă, prin ce vei mai putea face față răului dacă binele din viața ta e slab? Ajutați-mă! Deci dacă binele este slab, răul este puternic, așa cum dumneavoastră mi-a sugerat că uneori gândim, atunci cu ce vom face față răului? Cădem în ispita aceea teribilă în care văd foarte mulți creștini că ei vor să facă față răului cu rău. Deci dacă îți dă cineva o palmă, dă-i și tu o palmă. Dacă se înarmează cineva, înarmează-te și tu. Da? Dacă strigă cineva de o parte, țipă și tu din partea cealaltă. De ce? Pentru că răul poate să fie biruit în situația acestui tip de gândire prin ce metodă? Prin rău. Și în felul acesta, dragii mei, se creează așa un lanț vicios în care toată lumea devine cum? Rea. Nu mai e unul să apeleze la bine, nu mai este unul care să fie reprezentantul binelui. Toată lumea este sau folosește metodele răului, deși în mintea noastră avem impresia că noi apărăm ce? Noi suntem buni, noi apărăm binele, noi suntem creștini, noi suntem în biserică și așa mai departe. Și în timp ce păstrăm blazoanele, noțiunea creștin și așa mai departe, în timp ce păstrez noțiunea de creștin, eu de fapt folosesc ce muniție? Ce muniție folosesc? Folosesc răul. Și devin rău. Din cauza asta, la momentul potopului, nu mai era nimeni să folosească armele binelui. Nu mai era. Din ce cauză? Pentru că au ajuns la concluzia că binele este cum? Binele este cum? Slab. Nu face față. Este ineficient. Binele nu e eficient. Încă o dată, este o capcană enormă aici. Prinde foarte bine. Majoritatea oamenilor sunt prinși de lucrul acesta. Care e rezultatul? Dumnezeu zice, i-a părut rău că a făcut pe om pe pământ. S-a mâhnit în inima lui.
capitolul 6 cu 6. Ăsta este rezultatul acestui tip de gândire în care noi dăm putere răului și nu dăm putere binelui. A urmat potopul, sigur că da. Și după potop, Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe și a spus toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în... Ei, legământul în linia aceasta se repetă și cu Abraham și cu alții. Ce vrea Dumnezeu să învețe Noe și Abraham? Într-o lume teribilă, Noe începe să aibă experiențe negative. Cum a ieșit din corabie? Probleme cu copiii. Nu respectă, își bat joc de el și așa mai departe. Canaan este acolo. Da? Experimentează ravagile pe care le face alcoolul asupra minții unui neprihănit. Pentru că Noe era neprihănit. Ravagile pe care le realizează alcoolul asupra unei minți creștine. Așa ca și paranteză, aud din ce în ce mai mult pe tinerii creștini care astăzi se întreabă, dar noi de ce nu bem? Noi puțin. Adică, da, de ce? Chiar nu se poate deloc? Era neprihănit și a propus să înființeze o lume nouă, că Dumnezeu l-a pus, să înființeze o lume nouă. A dorit ca lumea aceasta nouă să fie de ce calitate? În mintea lui Noe. De ce calitate? Că făcea lumea asta nouă cu fiii lui, educați de el, crescut de el, cu care se rugase împreună, făcuse altar de jertfă împreună. Mai mult decât atât, îi salvase Dumnezeu dintr-o tragedie teribilă. Trăiseră experiența asta împreună. Deci, încă o dată, ce perspectivă trebuia să aibă? Ce fel de lume ar fi trebuit să se nască? Dintr-un neprihănit să se nască? Păi, n-a zis Dumnezeu așa despre Abraham? Așa a zis despre Abraham. Va porunci casei lui după el să umble în căile Domnului. Deci ăsta este forța neprihănirii. Neprihănirea are forță, are putere, ca și binele. Cuvântul lui Dumnezeu spune că binele e mai puternic decât răul. Va birui, va distruge capul șarpelui. Același lucru și aici. Neprihănirea are forță, așa este? Pe pământul celor vii. Neprihănirea are forță. Și Dumnezeu vrea să-l învețe pe noi lucrul ăsta. Realitatea este însă alta, vă spuneam. Apar rădăcini de amărăciune, răutate, necredincioșie. Din primele momente în care ies afară din corabie. Întrebarea este, din nou, cât timp vei ține minte că neprihănirea e mai puternică decât păcatul? Că în legământul cu Dumnezeu, așa a zis Dumnezeu, vei fi o binecuvântare. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine și în seminția ta. Tu înțelegi că tu vei fi o binecuvântare. Cum să fii o binecuvântare, Doamne, că nu mă mai înțeleg cu copiii. Uite Canaan ce îmi face. Cum să fie o binecuvântare, Doamne, când uite ce se întâmplă? Câte generații după Noe credeți dumneavoastră că oamenii vor mai păstra gândul ăsta că într-o lume a păcatului,
a judecății, a luptei între bine și rău, neprihănirea e mai puternică decât păcatul. Câte generații? Ziceți. Și mai face Dumnezeu un început. O mai ia de la capăt. Cu Avram. Dumnezeu l-a luat pe Avram și l-a scos din Ur. Deja momentul acela devenise critic. Deja în momentul acela omenirea mai în totalitate pierduse noțiunea credinței și acel gând al faptului că neprihănirea este biruitoare. Și din cauza asta Dumnezeu îl ia pe Avram și începe să o ia de la capăt, să se ocupe de el. Îi spune și lui Avram ceea ce îi spusese lui Noe și o ia de la capăt și încearcă să facă școală cu Avram. Și pentru prima dată parcă planul lui Dumnezeu a început să funcționeze. Pentru prima dată, pentru că Avram devine părintele care învață să fie credincios, părintele credincioșilor. Pentru prima dată oamenii învață cât de puternică este credința, cât de necesară este. Până acum oamenii puseseră accentul pe diferite alte lucruri. Acum, pentru prima dată, Avram începe să vadă rostul credinței și să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Cât timp va ține? Va ține mai mult, așa este. Din Avram se va naște un popor. Pe parcursul poporului, dau dezvoltării poporului acestuia, Dumnezeu va veni și va da făgăduințe, va pomeni și va învăța poporul acesta despre faptul că va veni o vreme. Nu numai că neprihănirea va birui, dar va veni o vreme când neprihănirea va veni la ei. Cum, Doamne? Va veni la ei cuvintele profeților, va da pământul neprihănire, va ploua cerul neprihănire. Cuvintele acestea sunt extrem de frumoase, sunt extrem de frumoase, dar vor fi mai puternice decât dărâmarea Ierusalimului? Vor fi mai puternice? Vor mai avea ei speranță și nădejde în momentul în care vor vedea oștile nelegiuirii călcând în picioare neprihănirea lui Dumnezeu, intrând în Sfânta, în Sfânta Sfintelor? Vor mai crede ei că neprihănirea va triumfa? Vor mai crede? Da sau nu? Să știți că lucru care mi-a dat mie foarte mult de gândit în privința aceasta, este în legătură cu un tablou pe care dumneavoastră îl știți, iar eu îl citesc și îl recitesc de nu știu câte ori. Dați-mi voie să vi-l împărtășesc. Înșelăciunea păcatului ajunsese la culme. Toate mijloacele de a strica sufletele oamenilor fusese răpuse la lucru. Fiul lui Dumnezeu, cercetând lumea, a văzut suferință și mizerie. Cu milă, el a văzut cum oamenii ajunseseră victime ale cruzimii lui Satan. De ce? Credeți că imaginea de atunci este cu ceva diferită de imaginea de azi?
diferă? Cum vede ochiul divin lumea zilelor noastre? Cum o vede? Cum o percepe? Cum o simte? Privea cu compătimire el, Fiul lui Dumnezeu, privea cu compătimire la aceia care erau corupți. Ce înseamnă să fii corupt? Ce înseamnă? A fi corupt înseamnă să fii păcălit, înșelat. Adevărul care ți s-a dat și care trebuia să fie incoruptibil a fost corupt. Când se zice au fost corupți, se referă la faptul că oamenii ăștia au fost păcăliți. Nu mai sperau că neprihănirea e puternică. Pierduseră nădejdea că biruința este a adevărului și a binelui. Se acomodaseră cu ideea că nu mai e nicio speranță, că până la urmă răul este cel ce biruiește. Și din cauza asta erau uciși, corupți, uciși și pierduți. Ei își aleseseră un conducător care i-a pus în lanțuri la carul lui, deznădăjduiți, înșelați, își continuau drumul într-o jalnică procesiune spre ruină veșnică, spre o moarte în care nu mai este speranță de viață, o noapte în care nu mai apare dimineață. De ce? Câți oameni din anul 2024 trăiesc la fel? Mai dur, mai dureros. Agenții demonici intraseră în oameni. Rezistența nu mai exista. Satan nu mai experimenta nicio opoziție. Intra în ființa omului ușor, fără probleme. Dispunea de omul care nu mai credea. De omul care își pierduse nădejdea, speranța. Aș vrea să înțelegem că asta se întâmplă în momentul în care pierdem perspectiva aceea a biruinței binelui în viață. Trupul ființelor omenești, făcut pentru a fi locaș al lui Dumnezeu, deveni și un locaș al demonilor. Simțurile, nervii, pasiunile, mădularele oamenilor erau influențate de agenți supranaturali prin satisfacerea celor mai josnice plăceri. Din nou, trăiesc într-o generație în care plăcerea, hedonismul modern mă face frate cu oamenii care trăiau în perioada asta. Apropo, n-am vorbit și n-am definit ce perioadă este aceasta despre care citesc. Ați reușit să o identificați? Care era timpul? Poftiți? La împlinirea vremii. La împlinirea vremii. Această formulă la împlinirea vremii devine clasică pentru Sfânta Scriptură și este un fel de linie care se trage peste istorie și spune la împlinirea vremii, stați să vedeți cum este situația. La împlinirea vremii lor, la împlinirea vremii noastre, de fiecare dată se trage o linie în istorie. De fiecare dată. Pe chipurile oamenilor se imprima chiar pecetea demonilor. Poate mi se pare dur. Poate mi se pare de necrezut. Dar încă n-am văzut destul. Oameni care își schimonosesc ființa pentru ca să semene cu demonii sunt din ce în ce mai mulți astăzi. Numai că ei trec într-o zonă de science fiction.
Dar în realitate nu se întâmplă altceva decât se urmărește această asemănare. Aceasta era perspectiva pe care o vedea Mântuitorul Lumii. Ce priveliște pentru infinita puritate. Încă o dată, e aceeași priveliște? Sau e diferită? Se împlinește vremea sau nu? Și acum mă apropii de elementul care ne provoacă. S-a demonstrat în fața Universului că despărțită de Dumnezeu, omenirea nu poate fi înălțată. Și acum fiți atenți. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Ei, acest lucru m-a răvășit. Cum a reușit Domnul Iisus Hristos să aducă pe pământul acesta un nou element de viață și putere? Cum de-a reușit Mântuitorul să aducă aici o nouă forță de existență care să arunce omenirea într-o istorie de încă 2000 de ani, de atunci și până acum? Cum de-a putut? Cum de s-a putut face lucrul ăsta? Despre ce este vorba? A dat Dumnezeu ființei umane o energie cosmică supraumană atunci? Găsiți vreun om care din punct de vedere al disponibilității, al capacităților fizice să fie reînviorat și să fie o generație mai, iertați-mă, mai sănătoasă decât generațiile dinainte? S-a întâmplat lucrul ăsta? Nu. Au apărut capacități intelectuale, umane, mai mari decât până atunci? Nu. În ce constă această nouă capacitate de viață? Această nouă capacitate, această nouă putere? În ce constă? Demnitatea omului, spuneți? Poftiți? A, venirea Domnului. Bun, e adevărat, Domnul Iisus Hristos a venit aici, s-a întrupat aici. Dar vă rog să observați, întruparea Lui a trebuit să mă afecteze pe mine ca ființă umană. Cum m-a afectat? Prin ce? Lucian spune cuvântul. Care a fost elementul care a schimbat tot? Mântuitorul spunea la un moment dat, toată puterea mi-a fost dată în cerul și pe pământ. Wow! Vă dați seama, dumneavoastră, ce au simțit ucenicii când au auzit câtă putere are Domnul Iisus Hristos? Vă dați seama? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și ucenicii au înțeles. Te punem rege, Doamne. Te punem rege, dacă tot ai toată puterea, ai și două săbii. Și asta se întâmpla în ajunul răstignirii. Iată aici două săbii. Vreau să vă întreb, înțelegeau? Se pregăteau să biruiască răul cu ce? Cu rău. Se pregăteau să biruiască răul cu bine? Nu! Din ce cauză? Din nou și din nou ideea că binele este slab, că binele este ineficient, că binele poate să fie călcat în picioare oricând, că binele n-are nicio șansă. Ideea aceasta a fost teribilă în viața lor. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos spune, eu, neprihănitul, și neprihănirea, am primit toată puterea în ceruri și pe pământ, ei tot nu văd lucrul acesta și spun, Doamne, și neprihănirea are nevoie de rău. Puțin rău, Doamne! Poate că e nevoie să vorbim și despre lucrul acesta, dar nu acum, altă dată. Trăim într-o lume
Trăim într-o lume în care omul s-a angajat ca lumea asta să nu fie doar o lume a neprihănirii. La început de tot, în timpul acela al ispitirii, omul a intrat într-un legământ cu cine nu trebuie și despre ce nu trebuie. Și legământul acela a fost așa. Veți cunoaște binele și răul. Într-o lume care până atunci fusese numai o lume a binelui, omul a fost de acord să înceapă să lucreze dual, nu numai cu binele, ci și cu răul. Și l-a obligat pe Dumnezeu în N situații, acest legământ l-a obligat pe Dumnezeu să folosească elementele și mijloacele cu care omul lucra și omul, din păcate, lucra cu cele rele. Dar asta este o paranteză. Aș vrea să mă apropii de o concluzie, pentru că timpul este aproape de încheiere. Dumnezeu a făcut pe om cu puțin mai prejos decât... Ăsta este textul pe care îl știm noi foarte bine. Dar mai este un alt text care este și mai provocator. E tradus greșit. E traducere greșită. Eu permit să o iau așa cum e. Psalmul 8:5 vorbește despre lucrul acesta. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și l-ai încununat cu slavă și cinste. Cum vi se pare? Studiile de săptămânile acestea ne vor aduce în atenție și Psalmul 82, de asemenea. Versetul 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Wow! Și aici apar întrebarea. Despre cine e vorba? Versetul 6. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt. Despre ce e vorba? Sigur, nu e vorba de îndumnezeire aici, care ar fi o altă problemă, ci este vorba despre faptul că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a fost modelul existențial al familiei omenești. Omului a fost pus sub picioare lumea, animalele, toată această planetă, la fel după cum Dumnezeu dispunea de cosmosul întreg. Era o replică la un alt nivel. Și pentru ca să lucrurile să se țină lanț mai departe, auziți ce zice Ioan 10. Ioan 10 citează și citează din Psalmul 82 și spune: versetul 34. Iisus le-a zis, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Aici vreau să mă opresc puțin. Pe cine numește Dumnezeu Dumnezei?
Nu, uitați-vă la text. Pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Vă dați seama de modul în care Dumnezeu înalță ființa umană? Prin faptul că Dumnezeu îți vorbește ție și îmi vorbește mie prin cuvântul Lui, este actul de înălțare maximă pe care Dumnezeu o putea face cu omul. Trăim într-o vreme în care aceste noțiuni sunt pierdute din vedere. Noi nu ne dăm seama ce favorizați suntem când avem cuvântul lui Dumnezeu în mână. Noi nu ne dăm seama câtă putere va putea să vină în ființele noastre. Putere nouă de reînviorare și de refacere prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. E păcat că pierdem această idee. Dar textul spune, voi care v-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta vă înalță și vă pune în postura în care Dumnezeu să stea de vorbă cu voi. Păi Dumnezeu, iartă-mă, sau iertați-mă, Dumnezeu nu stă de vorbă cu altcineva care este sub nivelul său. Nu stă de vorbă. Dumnezeu stă de vorbă cu aceia care sunt înălțați, binecuvântați de El. Așa, ca un gând care apare de aici. Vă dați seama ce privilegiați suntem că Dumnezeu ne-a poruncit. Că Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui. Trăiesc într-o lume în care oamenii fug de poruncile lui Dumnezeu. Și deschid cuvântul lui Dumnezeu și aflu că poruncile lui Dumnezeu sunt acelea care aduc în ființa umană binecuvântare și nobilare. Faptul că Dumnezeu îți poruncește ție și îmi poruncește mie mă pune în situația aceea în care Dumnezeu se uită la mine după chipul Său. După chipul Său. În Luca 1:37, îngerul Gabriel îi spune Mariei, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nici un cuvânt. Nu, n-a venit printr-o inteligență supraumană, n-a venit printr-o generație nemaipomenit de sănătoasă, n-a venit prin niște genii care să apară dintr-o dată, ci a venit prin cuvântul lui Dumnezeu, apariția cuvântului. Uitați-vă bine în Luca, al treilea capitol. Este vorba de Ioan Botezătorul și spune limpede, în anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era drăgător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa. Ce e asta ce citesc eu acum? Istorie. Și e istorie foarte clară, cu geografie, cu istorie. Și dintr-o dată apare că în istoria și în geografia noastră se amestecă ce? Asta este extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. A apărut cuvântul lui Dumnezeu pe meleagurile noastre. În istoria noastră a apărut cuvântul lui Dumnezeu și a vorbit.
Recuperarea ființei umane s-a făcut prin faptul că Dumnezeu îi vorbește încă o dată, Dumnezeu îi dă cuvântul său ființei umane care poate să îl primească sau poate să îl respingă. Dragii mei, aș vrea să închei citind cu dumneavoastră efectul cuvântului lui Dumnezeu în istorie. Matei 12, versetul 18. Vorbise Isaia. A venit vremea să se împlinească. După cât timp? Întreb ca la început. Uitaseră? Mai țineau minte? Iată robul meu pe care l-am ales. Prea iubitul meu. În care își găsește plăcere sufletul meu. Înțelegem că acest cuvânt a schimbat pur și simplu starea ființei umane. Despre cine e vorba când se amintește aici de prea iubitul meu? Despre Domnul Iisus Hristos. Ați observat cum se vor numi toți oamenii mântuiți de după aceasta? Pavel, prea iubiților. De unde a luat? Nu erau, dragii mei, în niciun document antic nu se folosește această titulatură. Nu era în uzanța vremii, nu se folosea între oameni și dintr-o dată apare un nume nou pe care Biserica Creștină îl răspândește peste tot, și anume preaiubitul. Preaiubitul. De unde îl iau? Căzuți, ținuți de Satan la carul lui, cu trupurile locuințe ale demonilor, oamenii aceștia dintr-o dată încep să audă cuvinte cerești, încep să audă preaiubitule. Și face sens când în momentul în care îngerul Gabriel se duce la Daniel, îi spune și lui Daniel, ești preiubit și scump. Și se leagă istoria și află oamenii că a venit Dumnezeu la ei datorită faptului că aud un cuvânt unic pe care nu-l știau până atunci. Și anume, preiubitule, sau frate, sau soră, sau îmi dau viața pentru tine, sau spală-i picioarele pentru că e mai presus de tine, sau să intre el în cer înaintea mea, cu prețul meu, să întorc lucrurile pe dos. Sau se întorc cum ar trebui să se întoarcă. Frații mei, să luăm ceva și pentru secolul 21. Să luăm ceva pentru noi. Haideți să învățăm că omul se poate recupera numai în momentul în care învață să trăiască ca Iisus Hristos. Amin. Vă invit să cântăm împreună cântarea 193, Urcă pe munte.
Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ai ajuns la noi cu dragostea ta. Îți mulțumim, Părinte, că ne-a vorbit cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că prin cuvânt ne dai fiecăruia parte din acea putere nouă de viață pe care ai adus-o pe pământul acesta pentru ca ființa umană să poată trăi împreună cu tine. Îți mulțumim pentru că prin cuvântul tău ne-ai promis, Părinte, victoria asupra răului și ne-ai făgăduit că vei face ca binele să fie mai puternic decât răul. Ajută-ne să te credem pe cuvânt, Părinte, și să trecem de partea binelui cu toată ființa. Iartă-ne de momentele în care descurajați, înșelați, am crezut că răul e mai puternic și ne-am îndoit de puterea ta. Fă să pornim de aici cu laudă pe buze, cu nădejde în suflet și cu așteptare nouă a revenirii Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Amin.